Astăzi, înainte cu câteva zile de Crăciun, am adus prieteni dragi în casele dumneavoastră și vom interpreta colinde, cântece de Crăciun pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii care au ales în această seară să stea în fața televizoarelor. Așa că vă mulțumesc și sper să aveți o seară de neuitat. Una dintre invitatele mele este o îndrăgită artistă, cântă superb, are o voce extraordinară, ne-a reprezentat cu cinste la Eurovision în anul 2005, tocmai la Kiev, unde a luat locul 3, alături de sistem. Cred că vă aduceți aminte și știți despre cine este vorba. O invit în fața dumneavoastră pe Luminița Angel. Să rămână Luminița, bine seara, ai venit, draga bine mea. Găsit și la mulți ani ce tuturor. Frumoasă ești, Luminița. Asemenea, dar ce frumos despre... ai cântat. Îți mulțumesc. Și tu ai un cântec splendid despre părinți și nu te las să pleci fără să-l cânți astăzi în emisiune. Îți mulțumesc mult de tot, dar nu mi-aparține. Este un cântec celebru cântat de marele cantautor Hrușcă, pe versurile Ștefan lui Hrușcă, Adrian. Pe versurile lui Adrian Păunescu, care s-a stins din viață în 2010 și anul acesta se împlinesc 4 ani de când nu mai este printre noi. Mare pierdere. Da. Luminița a venit, s-a pregătit pentru emisia asta și o să cânte pentru voi, vai, piese minunate. Vreau să colindăm la gura sobei. Gândiți-vă acum că sunteți în fața bradului pentru cei care ați împodobit bradul. Bine, eu împodobesc bradul din luna august, dacă nu știați vreau să mă conformez. Din luna august, eu împodobesc bradul, Rareș, din luna august. Vreau să mă conformez, pentru că tot a atenționat publicul acolo, să anunțe ce piese ale cui, să știm și noi cine a scris versuri, muzică. Eu am 2 colinde absolut minunate, de pe un album de colinde nu de mult lansat, cu voci foarte mari care se află pe în distribuție acestui album și piesele mele sunt semnate de prietenul nostru, Rareș. Mai spune Raoul, că lumea așa-l cunoaște. Raoul pentru publicul, da, fan. Da. Da. Dați-l în imagine, dacă vrei, poți să spui și pagina de Facebook, că ți-e-ți place să-ți faci reclamă. Raoul România, pagina de Facebook. Zici și tu ceva așa. Nu, așa de frumos vorbește despre mine, încât n-aș mai adăuga absolut nimic. Bună seara, stimați telespectatori. O să vă cânte Luminița Angel, 2 cântece superbe. Da. Deci care albumul colindă pentru România. Deci care-i pagina ta de Facebook? Pagina mea de Facebook este Raoul România. Raoul România. Și apropo, și spune și odată cu împodobitul bradului în luna august, Paul Fuego și-a făcut și el pagina. Da. Și care este pagina mea de Facebook, Raoul România? Fuego oficial. Music! Music! Music, de ce ai mai pus? Păi nu știu, Fuego Music oficial. Ce legătură are music? Da, chiar. Da, trebuia să scriu ce să scriu atunci. Da, Fuego Music oficial e bine. Foarte frumos. Raoul foarte România bine. Oficial și Luminița Angel. Oficial? Cred că ea e. Bine, aplauze pentru Luminița Angel! Da.